A fetelor, astăzi m-am gândit să mai fac un tutorial de rucsac, pentru că deja știți că am unul cu rucsacul acela roșu. Ăsta îl fac mai mult pentru a vă arăta cum se introduce acest cordon la final, da? Cum se împarte suprafața rucsacului, în așa fel încât să iasă în părți teșiturile acelea ca la plic, da? Am văzut la alte doamne cum fac, lasă din lucru niște orificii, deci sare un ochi efectiv, dar eu nu fac așa, prefer să fac cumva loc pentru a introduce acest șnur în locurile respective, când în momentul când împart, cu o croșetă mai groasă, da? Fără să stric nimic. Așa m-am obișnuit, așa fac, fiecare cu stilul lui. Dar mă gândesc că pe parcursul acelei orificii poate se lărgesc și nu e ok, da? Deci m-au rugat multe fete, explicând așa verbal, nu pot să înțelegi și ca atare mai fac un tutorial din două părți sau trei, nu știu câte o să iasă, pentru că mi s-a stricat ceva la sistemul de lipit videouri momentan și o să fac partea întâi, partea a doua, nu știu dacă o să fie și partea a treia. Pentru asta, de asta, am și făcut prima parte a lucrului, adică am făcut primele ochiuri la bază, pe care le știți deja, da? Lucrăm, tragem firul alunecat, da? Știți foarte bine cum se face. Dacă nu știți, vă uitați la tutorialul celălalt al meu. Am zis ca să scurtez puțin din timp. Bun, și am tăiat, am legat firele aici. La final o să le și ardem un pic obricheta ca să nu se deșire, așa fac eu întotdeauna, da? Bun, și de asta încă o chestie pentru care mai vreau să fac acest tutorial, să mai facem un model mai nou. Poate multe dintre voi îl știu. Am folosit croșeta asta mai subțire, care e de 2,5-3, probabil 2,5, că se șterge pe asta, nici nu văd. Pentru ca să nu ne mai chinuim introducând aceste fire la bază. Acum o să intru cu croșeta numărul 4, da? Cu care o să lucrez până la final. Ok? Așadar, începem de aici, de la mijloc. Introducem firul și mergem cu piciorușe simple de la cap la cap, câte două piciorușe în fiecare spațiu. Aici trebuie să mai facem un ochi, da? Și încă o treabă, cred că știți deja, eu lucrez de jur împrejur, nu închei nicăieri, pentru că se vede urât. Chiar dacă la final o să fie un decalaj mic, dar încerc să-l ascund, cumva să fie sub capac, să nu se vadă. Așa, deci câte două ochiuri în fiecare ochi de aici de jos, piciorușe scurte, afară de ochiurile de colț, din colțul bazei, unde facem câte trei. Deci, ochiurile de colț, astea sunt de aici, da? Din colțul bazei. Bine? Și încercăm să ascundem și firul ăsta, să nu mai rămână. Deci, acum facem trei. Doi. Trei, da? Și aici, încă trei, da? Doi, și mergem mai departe cu câte două, da? Cam întotdeauna primul rând e mai dificil un pic de făcut. După aceea merge bine. Și, ca de obicei, eu nu cos curelele, le prind direct din lucru, după două rânduri de lucrat. Așa, cu toate că știți foarte bine, e un pic de tot incomod, dar nu chiar imposibil de lucrat, da?
Deci nu este ceva care să o încurce rău de tot. Chiar nu este. Și prefer să le atașez în timpul locului. Și jos și sus. Pe spatele rucsacului, da? De asemenea, știți stilul de prindere al capacului. O să vă arăt și acea parte. Când o să ajungem la momentul respectiv, că multe fete nu știu. Foarte greu cu negru ăsta, dar asta e, îl țin în casă, trebuie lucrat și el, dar la final o să iasă frumușel. De ce te agăți? De ce te agăți? Așa. Nu uităm atunci când ajungem în colțuri să creștem din nou, da? Câte un ochi. Să facem în plus un ochi, da? Deci, acesta este ochiul de colț, da? Ține minte. Pardon, ochiurile de picior și ochiurile, cum vreți să le spuneți. 1. Așa. 2. Da? Și aici fac 3, da? 1. 2. 3. Și aici iarăși 3, da? 1, 2, 3. Continuăm cu 2. Și încă două. Bun. Aici urmează trei, da? Pentru mine sunt suficiente acest crescut, cum fac în părți, pentru că nu vreau să iasă nici prea larg, nici prea. Deci, la toate rucsacele care le-am făcut, sacurile, cum vreți voi să ziceți, țărăi, cum se zice normal, corect, rucsace sau rucsacuri. Bun. Deci, am făcut încă trei, da? Continuăm cu două până aici, în capăt. Da, ziceam că la toate câte am făcut până acum, mi-au ieșit frumoase. În sensul că nici prea largi, nici prea înguste, cu stilul ăsta de a crește câte un ochi de două ori în părți, în colțuri, da? Deci în loc de două piciorușe, câte un picioruș, pardon, când două piciorușe, fac trei. Ok? Și nu dați greș, vă spun eu. Chiar nu mai făcusem de mult un tutorial și de când trece așa mai mult de o săptămână, două, parcă simt nevoia, zici că e un drog și ăsta cu tutorialele astea. Mai reînnoim așa. Ok. Iar tot am avut de lucru acum cu sărbătorile astea. Ați văzut cele care mă urmăriți și pe pagina mea de Facebook.
Am făcut căciulițe, plovărașe, băscuțe, rochițe pentru Crăciun, vestuță pentru Crăciun, căciulițe, botoșei, fulărașe, seturi din alea fulăraș cu căciuliță, care v-am făcut deja tutorial și care mie îmi plac foarte mult modelele. Abia aștept să vină luna de la Iulia, să vină firele, să încep să fac niște seturi colorate, cum îmi plac mie. Și asta vă spuneam, am avut destul de lucru. Din cauza asta n-am mai făcut niciun tutorial. Tot am zis, astăzi fac. După aia m-am dat cu lucru și n-am mai făcut. Acum zic, hai să fac pentru fetele care... Iată, am ajuns la colț, da? Deci nu uităm, în colț 3. Da? 1. 2. 3. Și încă 3, da? 1. 2. Bun. Și în continuare facem câte două unghiuri, da? 1, 2, 1. Aici e mai dificil un pic. Este unde s-a încheiat ochiul. 1, 2. Prindem de data asta de următorul. Da? Ne prindem și facem ochi alunecat. Ai de. Da? Dar atât. Atât și nimic mai mult. Deci nu mai fac niciun picioș. Da? Am continui lucrul. Însă îl lucrez între ochiuri. Da? Ia uitați. Între. Introduc croșeta între ochiuri. Da? Deci, așa ceva. Ok? Da? Între, nu lucrez marginea aceasta. Se vede foarte prost la culoarea asta neagră. Deci nu lucrez ochiurile din margine, lucrez între ele. Da? Și mă tot duc. Fără să mai fac nimic, da? Nu mai cresc, nu mai scad, nu mai fac nimic, ok? Scăzut nu poate fi vorba, mă refeream la crescut, da? Și facem așa primul rând. Între ochiuri, așa, da? Intrăm între ele, deci nu ca la modelul celălalt, unde... Unde luam ochiul din spate, marginea ochiului aici, așa, da? Nu asta, da? Așa, deci asta, așa vreau să iasă, să fac modelul acesta negru. L-am mai făcut pe un rucsac Bleu Marine, așa. Și a ieșit foarte frumos. Și foarte bătut. Modelul. E interesant. Ok. Și mergem așa până în capăt. După acest rând, o să intrăm deja cu curelele, da? Și apoi o să mergem drept până e cazul să introducem cureaua partea de sus, la curelelor, inelul acela, da? Unde v-am explicat și în celălalt tutorial, destul de bine, zic eu. Mai pune la aprecierea voastră. Ok.
Vezi, de-aia ziceam că negrul, la negru ăsta nu prea se vede modelul momentan. Dar după cum vă explic, înțelegeți voi. Așa. Deja o să crească, se vede, să văd cele două ochiuri în plus în colțuri. Da? De la primele rânduri se observă. Și acum depinde și de voi cum lucrați, de strâns, de slab. Eu, de exemplu, nu prea lucrez strâns. Nu prea îmi place mie să lucrez bătut. Dar e ok, zic eu. Când puneți curelele, de asemenea, știți foarte bine regula. Amarați bine ochiurile înainte să introduceți inelele, să fie egal și simetric, da? Am văzut cineva, le-a prins în părți. Nu mi-ar plăcea să fie prinse în părți. Adică în lateralele rucsacului. Deci nu mi-ar plăcea. Dar fiecare mi-a spus cum știe. Nu criticăm, că nu-i frumos. O atenționare se poate și eu primesc critici. De ce nu? Că nu sunt... Învățați și eu de la alții ce... Credeți că eu sunt datuși tutoare, chiar dacă sunt vârstă nouă. Și că criticile sunt constructive. Chiar încă mai am de învățat la vârsta mea cu rămadă de lucruri. Și de la cele tinere câteodată învăț, vă mai spuneam eu vouă că sunt deschisă la nou. Îmi place să primesc sfaturi. Îmi place să dau dacă sunt acceptate. Am foarte multe prietene tinere care apreciază ce fac și, după cum vă spuneam, chiar și eu am de învățat de la ele câteodată. Și asta mă bucură. Cum e vorba aia, omul că trăiește învață, nu? Așa este. Ok, ne apropiem de finalul rândului și, după cum vă spuneam, o să introducem, atașăm, cum se spune, curelele, ne zdrângănire în cap până la finalul lucrului, dar prefer să fac asta acum, nu să le cos. Mai ales că firele astea pentru cusut sunt atât de... Mă uit la capac în momentul când îl lăcos, mănâncă sufletul, dar asta e pentru că așa e firul. Se mai deșiră, se mai... Nu avem ce face. Nimic nu se face ușor, nimic nu e ușor, nimic... De asta nici nu e apreciat lucrul de mână, știți foarte bine. Că nu este apreciat niciodată. Ia uitați, am ajuns aici, da? Intrăm în continuare în mijlocul lucrului, așa ca și cum. Nu ne oprim deloc, da? Dar între ochiuri, da? Între. Deci am intrat aici, acum. Așa. Eu sunt și cu ochelari la ui, vă dați seama ce bine văd, dar încerc să văd bine. Da? Și continuăm. Așa. Până ajungem în partea aceasta, pentru a
Monta curelele. Ok. Perfect. Și pentru aceasta ne orientăm în felul acesta. Deci avem colțul aici, da? Colțul nostru, da? 3 și 3. Da? După astea 3, 3. Mai avem încă două aici, da? Deja începem să atașăm cureaua, da? Deci, am trecut de colț, ok? 1, 2. Deci acesta e colțul, da? Acesta e colțul. Lăsăm cum ar veni una de aici, una de aici și imediat, uitați, în ochiul care urmează, ne atașăm cu cureaua care trebuie fixată foarte bine. În primul rând, uitați, asta e dopsul, da? Spatele, care trebuie să fie pe umerii noștri, partea asta, da? Urmărim cureaua dreaptă. Dreaptă, da? Deci să fie așa, nu așa. Da? Și am ajuns la inel. Da? Ca să fie mai ușor, mai strângem cum am strâns eu, da? Am ajuns la inel. Care inel? Ia uitați, da? Îl prindem așa. Da? Cum ar veni pe dosul lui, ca după aia să-mi vină mie lucrat. Da? Ia să vedem. Deci, introducem prin inel, introducem în lucru și facem una, stați că mi-alunecă partea asta, așa, e puțin mai greu, dar nu ne chinuim prea mult, da? Deci, unu, două, trebuie să prindem în patru locuri, da? Trei și a patra, ca să țină bine, da? Și acum verificăm dacă e bine, că e posibil să greșesc și eu, da? Ia să vedem. Deci am zis că asta e partea. Deci asta e fața, asta e dosul, am zis, da? Chestiile astea. Asta trebuie să-mi vină mie așa. Da? Urmărim cureaua. Da? Și uite că îmi vine bine. Ok? Bun. Mergem mai departe. Până ajungem la a doua. Ok? Ca să o putem atașa și pe a doua. Până atunci mergem un lucru normal. Pur și simplu piciorul scurt. Da? Și când ajungem în marginea cealaltă, urmărim triunghiul acela de care v-am spus. Colțul, da? Nu uităm. Ca să fie prinsă și marginea din stânga, și, pardon, inelul al doilea în conformitate cu cel din dreapta, ok? Băbește așa măsură. Ok? Și după aceea ne vedem de treabă, lucrăm până facem distanța de 'De trebuie să punem celălalt inel, da? Ok. Stați așa că am mers cam mult și cred că ne apropiem de punctul final. Deci aici e colțul, da? Nu uităm. Una, două și aici. Deci noi trebuie să venim până aici, deja cu al patrulea ochi, da? Deci avem 1, 2, 3, îl stricăm pe ăsta. Și patru, îl stricăm și pe ăsta, da?
Că aici ne vine ineluțul, da? Pe care la fel îl urmărim. Iară să nu facem o greșeală, că după aia stricăm tot. Deci așa e bine. Față. Asta e pe față, da? Nu e pe dos. Bun, luăm și pe acesta. Să fie pe față. Mai ne uităm o dată. Că ele să sucesc de numai. Bun. Și le atașăm în felul acesta. Și după aceea verificăm. Ok? Haideți că ați înțeles. Deci, o dată. De două ori. De trei ori. De patru ori. Da? Ia să vedem, e bine? Să vedem dacă e bine. Verificăm. Acesta e dosul, da? El trebuie să fie așa, partea de sus. Da? Și partea de jos, ia uitați, asta e fața, asta e dorsul, da? Și trebuie să fie prinse așa. Deci suntem bine. Da? Ia uitați. Da? Asta e fața. Nu are cusătura, oare pe dos, da? Și am scăpat de o grijă. Am scăpat de o mare grijă, că era foarte importantă treaba asta. După care mergem, pardon, bine mersi, mai departe. În momentul când ajungem în dreptul lor, bineînțeles, lucrăm aceste ochiuri. Ne vedem de treabă, da? Le lăsăm așa într-o parte asta și noi mergem în sus. Ok? Ne arată de la sine. Să strâng asta mai bine. Ok. Și mergem mai departe frumos cu lucrul nostru. Ne ajungem la dimensiunea dorită. Ok? O să revin când mă ridic și o să vă spun și câți centimetri trebuie să avem pentru a avea un rucsac normal. Nici scurt, nici lung. Ok? O să vă las să lucrați și ne vedem în partea a doua a lucrului. Când o să atașăm partea de sus a curelei și apoi o să facem și finalul. După ce atașăm partea de sus a curelei, bineînțeles că mai lucrăm o bucată de vreo 5-6 cm. Apoi punem capacul și deci sigur o să fie trei părți la acest rucsac. Pentru că vreau să vă explic foarte bine tot. Da? Perfect. Acum vă las să lucrați în continuare. Deci ne ridicăm cu rucsacul. Asta o să fie baza. El o să vină frumos așa. Da? Asta e dosul. La final o să ascundem firele astea. Vede de sub, da? Și el se ridică foarte frumos, după cum se vede, da? Bun, ne vedem ceva mai târziu, cu partea a doua.